Weekend perfect pentru amatorii sporturilor de iarnă. Pe Valea Prahovei au fost deschise oficial pârtiile din Azuga și Bușteni, iar prețurile pentru închirierea echipamentului necesar au rămas aceleași ca anul trecut. Pârtia Cazacu din stațiunea Azuga este de departe cea mai bine amenajată în acest moment. Timp de 2 săptămâni, administratorii acestea au profitat de temperaturile scăzute și au pornit tunurile de zăpadă, reușind astfel să amenajeze cei 400 de metri de pistă. Primii schiori care au încercat-o s-au declarat foarte mulțumiți de starea ei. Condiții senzaționale de schi la Azuga, mai bune decât în plin sezon alte dăți, și asta datorită priceperii și pasiunii acestui colectiv, căruia îi mulțumim. Zăpada artificială, pârtia finisată, administratorul și-a dat toată silința să avem o pârtie super pentru acest început de sezon. Administratorii pârtii spun că a fost destul de greu să reușească o asemenea performanță, dar acum sunt mulțumiți și așteaptă cu nerăbdare turiștii. Funcționăm cu ambele instalații. În semn de respect pentru toți pasionații pe care de-a lungul anilor i-am primit cu toată disponibilitatea la Azuga. Pârtia Cazacu are o diferență de nivel de 115 metri, este deservită de un teleschi și are un grad de dificultate mediu. În imediată apropiere a fost dată în folosință și pârtia pentru începători. O altă veste bună este că prețurile de închiriere a echipamentelor au rămas la fel ca și anul trecut. Astfel, un echipament complet de schi nu depășește 35 de lei pe zi. O placă de snowboard se poate închiria cu 40 de lei, iar o sanie cu cel mult 10 lei.